Mulțumim Tatălui Ceresc, care ne-a păstrat cu viață, cu sănătate și, ce e mai important, cu mintea întreagă și în credință. Pentru toate acestea, pentru cele de sus și pentru cele de jos, numele Domnului să fie binecuvântat. Frați și surori, de aproape sau de departe, pe care vă cunosc și pe care nu vă cunosc, vă doresc din inimă Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și aici și cu atât mai mult, în binecuvântata și așteptata Lui împărăție. Dar până atunci, să știm ce avem de făcut. Asta în mod deosebit în vremea aceasta, când iată că este o lună de zile aproximativ de când nu ne-am mai putut aduna în casa Domnului. Acum, când suntem răsfirați și ne auzim doar prin mijloacele tehnice posibile, ne vedem mai rar și foarte puțini. Acum vă citesc cele scrise în Evrei, capitolul 13, de la versetul 1. Și fie ca versetul 1 să fie titlul a ceea ce urmează. Stăruiți în dragostea frățească. Să nu dați uitării primirea de oaspeți, căci unii prin ea au găzduit fără să știe pe îngeri. Aduceți-vă aminte de cei ce sunt în lanțuri, ca și cum ați fi și voi legați cu ei, de cei chinuiți ca unii care și voi sunteți în trup. Căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvar și pe prea curvare. Să nu fiți iubitori de bani, mulțumiți-vă cu ce aveți, căci El însuși a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Așa că putem zice, plin de încredere, Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme, ce mi-ar putea face omul? Aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felurilor de viețuire și urmați-le credința. Iisus Hristos este același ieri și azi și în veci. Să nu vă lăsați amăjiți de orice fel de învățături străine, căci este bine ca inima să fie întărită prin har, nu prin mâncări, care n-au slujit la nimic celor ce le-au păzit. Noi avem un altar din care n-au drept să mănânce ce fac slujbă în cort. În adevăr, trupurile dobitoacilor căror sânge este adus de marele preot în locul preasfânt, pentru păcate, sunt arse de tot afară din tabără. De aceea și Iisus, ca să sfințească norodul cu însuși sângele său, a pătimit dincolo de poartă. Să ieșim dar afară din tabără la El și să suferim ocara Lui. Căci noi nu avem aici o cetate stătătoare, ci suntem în căutarea celei viitoare. Prin El să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzilor noastre care mărturisesc numele Lui. Și să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. Ascultați de mai marii voștri și fiți-le supuși, căci îi priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii care au să dea socoteală de ele, pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci așa ceva nu va fi de niciun folos. Amin. Dragii mei, să privim așadar la felul în care trebuie să stăruim și acum, în condițiile date, și mai apoi, când Domnul va îngădui să fie mai multă libertate de mișcare și posibilitate de a ne aduna, cum stăruim în dragostea frățească. Sunt chestiuni pe care le știm ceea ce vă voi spune, dar scopul amintirii lor este pentru a nu fi uitate în practică. Asta ne spune textul. Versetul 1, stăruiți. Versetul 2, să nu dați uitări. Versetul 3, aduceți-vă aminte. Versetul 7, aduceți-vă aminte. Toate acestea, repet, au scopul de a fi păstrate într-o stare mereu crescând, așa cum s-ar cuveni să fie lumina în viața celui neprihănit, cum scrie în cartea Proverbele, ca lumina zilei până la amiaz. Aș vrea să privim mai întâi la câteva posibilități prin care putem să avem părtășie unii cu alții. În primul rând, versetul 2, să nu dați uitării primirea de oaspeți, căci unii prin ea au găzduit fără să știe pe îngeri.
Deci iată că și Dumnezeu, prin îngerii săi, a intervenit în viața oamenilor cu informații, cu diferite lucrări, în timp ce aceștia s-au prezentat drept necunoscuți și au fost găzduiți pentru o masă sau pentru o odihnă. Să fim gata să slujim și ca gazde și ca musafiri. Să nu ne rupem, așa cum este fărămițată societatea zilor noastre, ca și chipul văzut de Nebucadnețar și a cărui tâlcuire a oferit-o Domnul prin profetul Daniel. Nu, sfinții nu sunt pe caste, pentru că cel mai mare poate să slujească celui mai mic și tocmai asta îl face să fie mare. Să ne amintim de patriarhul Avram, care a slujit împreună cu Sara, și a citit în Genesa 18, trimișilor cerului. Atunci au fost reiterate făgăduințele, atunci Avram a avut ocazia să mișlocească. Cu siguranță că ne amintim de diferite istorioare pe care le-am auzit, sau cum este o poezie intitulată Străinul, dar oricum, ideea de fond este să nu dăm uitării primirea de oaspeți. Și asta nu înseamnă că neapărat trebuie să ne pregătim cu mese pompoase, trebuie numai în anumite ocazii speciale, cu anunțuri prealabile și programări, să fim gata să ne adunăm pentru rugăciune, să putem cânta și lăuda pe Domnul, să păstrăm aproape de frații noștri. Trăim într-o vreme în care relațiile sociale se dezvoltă mult în lumea virtuală, în detrimentul relațiilor sociale și cu atât mai mult al celor frățești. Își consultă prietenii de pe Facebook cu părerile și postările lor, cei mai mulți, poate zilnic. Dar dacă i-am întreba când au vizitat un frate sau când a invitat o familie la ei pentru activități sfinte, noi despre asta vorbim, este dragostea frățească. Apoi, o altă ocazie de părtășie frățească este menționată în versetul 3. Aduceți-vă aminte de cei ce sunt în lanțuri, ca și cum ați fi și voi legați cu ei. Să-i vizităm pe cei ce sunt închiși. Sunt și acum. Aici la noi, la Arad, sunt două penitenciare mari. Dar hai să spun că nu toți au ocazia să viziteze pe cineva în închisoare. Probabil că atunci erau alte criterii și posibilități de a vizita, să ne amintim de Pavel, așa cum este scris în finalul cărții Faptele Apostolilor, că i s-a permis să fie vizitat, se adunau, discutau. Dar următoarea parte a versetului scrie așa: să ne amintim de cei chinuiți, ca unii care și noi suntem în trup. Dar iară putem spune că acum nu putem să vizităm la spital, că nu-i voie. Dar până a fost voie, am vizitat. Dar dacă sunt bolnavi pe acasă, vom ține cont de ei, măcar să le dăm un telefon dacă nu putem să-i vizităm și să-i vizităm atunci când se va putea. Foarte important. Sau uităm ca și paharnicului faraon când 2 ani nu și-a mai adus aminte de Iosif, cel care i-a fost favorabil. Da? Eu mi-am spus nu odată indignarea văzând că la slujbele de priveghi și de înmormântare vin atât de puțini frați și surori. Nu știu exact cum este prin alte părți. Dar dacă moare cineva tânăr sau cineva foarte cunoscut, atunci suntem toți prezenți. Și eu înțeleg din asta că numai când ni se umblă tare la sentiment, dar
Domnul spunea că atunci când facem un bine celor mai neînsemnați, atunci ne raportăm corect înaintea Lui. După cum spunea și într-o pildă din Luca 14, când cineva invită la masă, să invite necăjiții. Eu știu că în orice împrejurare avem nevoie să fie cineva lângă noi și cu atât mai mult atunci când este o pierdere, să zic că moare o mamă sau un tată tânăr. Eu mi-amintesc doar nu de mult, au fost slujbele plecării scumpei mele în veșnicii și așa de bine m-am simțit să fiu înconjurat de frați și de surori, să citesc mesaje de încurajare, de îmbărbătare. Da, e foarte necesar. Obișnuiesc ca slujitor să-i mai sun pe frați, pe surori din adunare și câte unii cu lacrimi în ochi, alții se arată surprinși, dar m-a sunat, v-ați gândit la mine. E foarte important să întreținem relațiile frățești. Altfel, mai cu seamă în adunări mari și la orașe, ne salutăm poate nici atât, poate la adunare, tangențiem puțin. Nu-i destul. N-avem cum să cunoaștem nevoile fraților. Nu vor îndrăzni să ne ceară să ne rugăm pentru ei dacă stăm la distanță. Este nevoie să ne aducem aminte de toți frații, de toate surorile. Și încă o posibilitate de a păstra legătura este menționată în versetul 17. Vizează relația dintre membrii adunării și conducerea adunării. Citesc, ascultați de mai mari voștri și fiți-le supuși, că cei priveghează asupra sufletelor voastre, care unii au să dea socoteală de ele, pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspenând că așa ceva nu v-ar fi de niciun folos. Să ne amintim că atunci când a ajuns Evanghelia în Europa, prima convertită a fost sora Lidia, așa cum este descris în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 16, și nu știu dacă i-a predicat Pavel sau asta era practica socială atunci, dar noi putem să o luăm și să păstrăm această practică bună. Scrie aici în versetul 15, după ce a fost botezată, ea și casa ei ne-a rugat și ne-a zis, dacă mă socotiți credincioasă Domnului, intrați și rămâneți în casa mea, și ne-a silit să intrăm. Foarte important. Să fim alături de frații din conducere și ei să fie alături de popor, să fie o strânsă legătură, să vadă și ultimul frate sau soră care, așa s-ar crede el că Domnul știe care e primul și care e ultimul, că este important, că e băgat în seamă, că dăm mâna cu el, că îl întrebăm de sănătate, că îi vizităm pe toți la rând. Și ei, dacă au probleme, să poată să se deschidă în fața slujitorilor, să le ceară ajutor, să fie prețuiți reciproc. Este scris și în 1 Tesaloniceni, la capitolul 5, citesc de la versetul 11, de aceea mângâiați-vă și întăriți-vă unii pe alții, cum și faceți în adevăr. Vă rugăm, fraților, să priviți bine pe cei ce ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul și care vă sfătuiesc să-i prețuiți foarte mult în dragoste, din pricina lucrărilor. Trăiți în pace între voi. E foarte important așadar să avem relații bune, relații apropiate cu toți frații și surorile, pentru că suntem un trup. Și vom vedea prin ceea ce voi spune în continuare că de aici decurg mai multe beneficii ca și într-un trup. Ce s-ar întâmpla dacă n-ar fi o relație directă între organele trupului uman, dacă n-ar fi sistemul nervos care se cuprindă în mod centralizat întreg trupul, dacă n-ar circula sângele peste tot, ar fi un dezastru. S-ar descompune trupul nostru, ar intra în putrefacție. Așadar, după ce am văzut câteva
posibilități de părtășie, să știm două lucruri vreau să menționez aici. Că există ceva mai intim decât părtășiile frățești și aici vorbim de familie și că există ceva ce trebuie să rămână în afara părtășiilor frățești și aici vorbim despre cei apostați și despre lumea de afară. Spune Scriptura aici în Evrei, capitolul 13, versetul 4, căsătoria să fie ținută în toată cinstea. Sunt aspecte diferite, cinste și sfințire. 4, să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvar și pe prea curvare. Nu este permis ca relațiile frățești să afecteze relația de familie. Adică nu este normal ca eu ca bărbat să am vreo prietenie cu vreun bărbat, de femeie nici nu mai vorbesc, mai aproape decât cu soția mea. Eu acum nu am pe scumpa mea, dar cei ce sunteți familiști, nu permiteți prietenii în afara spectrului familiei care să dezavantajeze familia. Da, noi suntem toți o familie mare, dar în primul rând avem fiecare familie. Părtășia în biserică n-a fost lăsată să dezavantajeze viața de familie, ci să o întărească. Dar dacă sunt prietenii familiale prea apropiate, dacă unii se duc numai la unii și nu avem o paletă uniformă, echilibrată de relații frățești, pot să apară probleme. Spune Scriptura în 1 Timotei, capitolul 5, despre relațiile frățești și relațiile de familie. În familie, scrie în versetul 4, în 8 și în 16, trebuie să fie ajutați oamenii și a avut grijă de ei, scrie în versetul 8, dacă nu cineva poartă grijă de ai lui și mai ales din cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Deci un slab familist nu poate fi un bun membru în biserică. De asemenea, scrie aici că unele femei, mai cu seamă dacă n-au familie, se pot deprinde un obicei prost să umble fără nicio treabă din casă în casă, să poarte vorbe, să facă rău într-un cuvânt spus. De aceea apostolul le spune să se căsătorească, să aibă copii, înseamnă să fie pur familiste, să fie gospodine la casa lor și să nu dea potrivnicului niciun prilej de ocară. Apoi, în partea cealaltă, referitor la lume, spune Scriptura în textul nostru, Evrei, capitolul 13, versetul 7, aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au auzit cuvântul, e vorba de relațiile frățești de care aminteam, uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felurilor de viețuire și urmați-le credința, dar apoi scrie versetul 9, să nu vă lăsați amăjiți de orice fel de învățături străine, căci este bine ca inima să fie întărită prin har, nu prin mâncări care n-au slujit la nimic, ci lor și le-au păzit. Aici cu siguranță scrie versetul următoare și nu mai intru în acele detalii, că evreii erau influențați de gândirea lor, de tradiție, nu de legea lui Moise, care a fost lăsată cu un scop până la venirea lui Mesia, dar cei ce nu l-au primit pe Mesia au mers cu interpretările lor erănuate în continuare. În cazul nostru pot să fie influențele vremii și zonei noastre. Și acum mai nou decât cu internetul trebuie să ne păzim de toți deodată. Dragii mei, ascultați-mă bine, nu audiați orice predică, nu ascultați orice cântare, nu citiți orice carte. Sfătuiți-vă cu mai marii voștri și ascultați-i.
pentru a nu fi influențați. Iar dacă cineva este în vreo biserică unde lucrurile s-au denaturat, atunci nu-i rămâne de făcut decât să-și caute altă părtășie frățească, dar să nu se grăbească și să nu cadă din baltă în puț. Să fim atenți, dragii mei, apoi la lumea de afară, care nu neapărat ne atrage prin aspecte de ordin religios și ne poate înșela prin erezii, ne poate atrage prin activități care pot să fie plăcute firii pământești. Și aici mă gândesc în primul rând la tineri care, dacă ar fi să fie sinceri când sunt întrebați ce fel de prieteni ai, atunci să le se spună și ei să recunoască faptul că dacă au prieteni firești, sunt și ei firești. Cum s-a întâmplat într-o adunare când un slujitor a fost nevoit să pună sub disciplină pe o tânără care avea o relație cu un om necredincios din lume, cum spunem, și mama ei a reclamat spunând: de ce ați dat-o afară? Folosind așa o exprimare populară. Și fratele a spus: eu nu am dat-o afară, eu i-am dat hârtie să-i adeverez că ea este afară, că dacă era înăuntru nu putea să aibă o relație strânsă cu unul de afară. Scriptura este foarte categorică în privința aceasta. Spune Pavel aici, versetul 13, să ieșim dar afară din tabără la el, să suferim ocara lui. Lumea are tabăra ei, noi avem tabăra noastră. Spune apostolul Pavel la 1 Corinteni, la capitolul 5, în contextul unor stări păcătoase, de la versetul 9, v-am scris în epistola mea să n-aveți nicio legătură cu curvari, însă n-am înțeles curvari lumea acesteia, fiindcă atunci ar trebui să ieșiți din lume. Aici trebuie să înțelegem ce atitudine corectă trebuie să avem. Deci cu cei dinăuntru, care au fost înăuntru, vorba apostolului, au ieșit afară, s-au dovedit că nu erau între ai noștri, să n-avem relații de prietenie. Dar asta nu înseamnă că nu putem să avem relații sociale cu vecinătatea sau cu colegii, fie că e vorba de școală, fie că e cazul unui serviciu. Aici, în ce privește relațiile cu lumea, trebuie să fim doar separați în ceea ce privește timpul liber, aș spune. Ceea ce gândim, ceea ce vorbim, despre așa ceva spune Iacov în capitolul 4, versetul 4, suflete prea curvare, nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Deci, cred că nu-i greu de înțeles. Muncim împreună cu ei la serviciu, ca să iau un caz practic, dar dacă este o pauză în care ei încep să discute chestiuni morale sau simple batjocuri, cum se întâmplă lumea asta de batjocoritor, ne tragem la o parte, cum spune Ieremia, de frica puterii tale am stat singur, retras. Dacă e vorba de o activitate în weekend sau seara, nu vom fi cu ei și nici ca ei. Ei vor spune, urmează un meci. Și noi avem altă părtășie de care aminteam. Cum spune Ioan, părtășie care poate fi validată de prezența Tatălui și a Fiului. Părtășie care va continua pentru vecii vecilor. Eu am dat ca reper orice părtășie care poate fi continuată în veșnicie, poate fi practicată și aici. Dar prieteniile care vor fi întrerupte de venirea Domnului nu sunt prietenii sănătoase. Chiar dacă unii se arată amabili, vom fi și noi amabili, dar în limitele moralității, ale sfințeniei. Când evreii au reconstruit templul și apoi Ierusalimul, au vrut și alții să îi ajute, dar cu anumite implicații, cu imixtiune. Ca în vremea marului preot Eliashib, în relația lui cu Tobia și cu ceilalți. Și oamenii lui Dumnezeu, ca Ezra și Nemia, au fost foarte categorici. A fost acel proces de separare a femeilor străine. Așadar, să știm părtășiile frățești, să nu afecteze familia și să nu ne amestecăm cu lumea,
să fim ca și Israelul, un popor pus deoparte pentru Domnul. Trăim în lume, cooptăm pe toți cei ce vor să vină la Domnul, trebuie să fim niște exemple în lumea aceasta, dar să nu participăm, cum scrie în Efeseni 5, deloc, deci cu desăvârșire, la lucrările neroditoare ale întunerii cu bancă, mai degrabă scrie apostolul acolo să le osândim. Așa făcea și Domnul. Și a suportat repercursiuni, dar ne-a spus că ni se va întâmpla și nouă așa. Chiar vom avea împotriviri din partea unora din casă și cu atât mai mult din partea lumii care ne urăște. Pentru că nu oamenii sunt vinovați. Diavolul și sistemul care l-a implementat, toți care se luminează la minte, care nu mai rămân în întunericul păcatului, vor fi de aceeași părere cu noi. Apoi, după ce am văzut câteva modalități de a părtăși, după ce am sesizat posibilități de afectare a părtășiilor, să ne gândim ce trebuie să conțină aceste părtășii, adică ce facem atunci când ne întâlnim, de ce ne întâlnim. Se spune că pe vremea comunistă autoritățile au reținut pe niște frați care se întorceau de la o adunare neautorizată și a întrebat unde ați fost. Și unul dintre ei a avut călăuzirea să spună: noi suntem o familie mare și a murit un frate al nostru mai mare și noi ne-am adunat ca să dezbatem ceva aspecte succesorale. Și așa cum zice că Duhul Sfânt vă va da ce să spuneți, probabil au crezut sau cel puțin n-au știut ce să le facă și le-a dat drumul. Ei n-au mințit, pentru că fratele nostru mai mare, Domnul Iisus Hristos, a murit și noi acum dezbatem moștenirea. Oh, de-am fi vrednici de ea! În primul rând, la aceste părtășii să fim conștienți de prezența Domnului. El a făgăduit prin spusele Mântuitorului nostru drag, că acolo ne sunt doi sau trei, El este prezent. Și textul nostru ne spune în versetele 5 și 6 că asta ne conferă nouă încredere deplină în toate nevoile noastre. Să nu fiți iubitori de bani. Mulțumiți-vă cu ce aveți, căci El însuși a zis: nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Așa că putem zice plin de încredere: Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme. Ce mi-ar putea face omul? Da, e foarte importantă această înțelegere și apoi atitudine, să știi că Domnul simte împreună cu tine. De fapt, acesta e fondul părtășilor frățești. Cum spune și 1 Petru capitolul 3, vă citesc versetul 8. Încolo toți fiți cu aceleași gânduri, simțind cu alții, iubind ca frații, miloși, smeriți. Să știi că Domnul înțelege toate nevoile noastre și că noi le înțelegem ale fraților și dacă ne bucurăm, ne bucurăm împreună și dacă plângem, plângem împreună, cum spune 1 Corinteni 12. Tot trupul e aparte la întristare sau la bucurie. Și când în felul acesta ne adunăm, nu să expunem un spectacol, ci să fim împreună, încurajându-ne, rugându-ne împreună, îmbărbătându-ne, sfătuindu-ne, am realizat mult. Să fii alături de frați, să-i vezi împreună, acolo dă Domnul binecuvântare. Pleci întărit de la adunare, chiar dacă nu ți-au dat niciun leu în buzunar. Ți-au întărit nădejdea, credința, ca Ionatan când s-a dus la David în pădure. David se sprijinea pe Domnul, dar i-a venit bine acea părtășie cu Ionatan. E foarte important. Domnul Iisus Hristos este scris că a venit un înger să-l întărească. A fost nevoie ca Moise și Ilie să discute despre sfârșitul care avea să aibă loc.
Așa suntem creați, așa este normal să fie. Apoi, la aceste părtășii, spune Scriptura aici, vă citesc versetul 15, prin el, prin Domnul, să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzilor noastre care mărturisesc numele Lui. Scopul principal acestor părtășii este să ne împărtășim cu Domnul și cu frații și să lăudăm pe Domnul. Asta a fost una dintre descoperirile mele, cred eu, cele mai importante cercetând Scriptura în ultimii ani, pentru mine. Cred că alții aveau lumina asta cu mult timp înaintea mea, dar eu am fost marcat de această înțelegere. Și le-am spus și în adunarea noastră, celor ce conduc cântările, căutați la fiecare slujbă cântări prin care să se aducă laudă Domnului. Să fie un serviciu de slavă pentru Domnul cum este în cer, așa ar fi normal, și în părtășiile noastre. Să fie cântări de laudă pentru Domnul, cuvinte prin care Domnul să fie slăvit. Nu mai trebuie să aducem jertfe ca altă dată la altar, dar să aducem jertfa de laudă rodul buzilor noastre, ceea ce e foarte important. De ce este important să cântăm cu adunarea? E important să avem cărți de cântări și pe acasă și când ne întâlnim, adunarea să nu se transforme între să devină un fel de cămin cultural, de sală de spectacol în care cei de pe scenă îi spun piese în ochii noștri. Nu! Cu scenă, cu sală, cu tot lăudăm pe Domnul. Așa ar fi normal și plăcut înainte Domnului. Așa ceva se face în cer. Nu numai cei din jurul tronului, ei dau tonul, spune în Apocalipsa 7, toate făpturile aduc laudă și se închină lui Dumnezeu să ne ajute Bunul Dumnezeu la toate acestea. E foarte important. Dacă ne adunăm împreună cu adevărații credincioși și ne uităm la sfârșitul felor de viețuire, vom păstra aceste obiceiuri bune. Așa s-a dezvoltat lucrarea Domnului și evangelizarea și în țara asta. Nu prin oamenii care au avut multă școală sau mult profesionalism și artă, oameni care au înțeles să invoce prezența Domnului, să-L laude și Duhul Sfânt era acolo, pătrundea sala, sau doi, trei dacă erau, sau numai unul dacă era venit, era cercetat, mesajele Duhului Sfânt, lucrările supranaturale, fac această atmosferă de laudă pentru Domnul să fie binefăcătoare oricărui suflet care se integrează în comunitatea frățească. Așadar, frați și surori, pe unde sunteți atunci când aveți posibilitate? Avem o frumoasă cântare, doi sau trei în Sfântul nume. Și dacă sunt mai mulți, foarte bine. Să păstrăm aceste practici sacre și să lăudăm pe Domnul. Este o slujire care se va face pentru vecii vecilor. Apoi, cum scrie și în Galaten 2, că dacă avem un crez bun, e important să nu uităm și de săraci, scrie aici în versetul 16, să nu dați uitării binefacerea și dărnicia căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. E important să ne cunoaștem nevoile sufletești, dar și cele materiale. Pentru că, după cum este normal să venim în ajutorul celor din familie, mă refer aici strict la familia, ceea ce numim familie, la fel în familia adunării este important, este absolut nevoie să ne cunoaștem nevoile și să-i ajutăm pe frați. Scriptura nu încurajează sub nicio formă cerșitoria, încurajează cercetarea orfanilor și a văduvelor și aici putem să ne extindem și în afara granițelor adunării. Spune Scriptura la Galateni, capitolul 6, că aici este prima noastră îndatorire, evident după cea din familie,
dar să nu se oprească aici, că la Ten 6, versetul 9, să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera dacă nu vom cădea de oboseală. Așadar, cât avem prilej să facem bine la toți și mai ales fraților în credință. Uitați-vă cu ce slove mari v-am scris cu însăși mâna mea. Foarte important. Uneori cu lucruri mărunte sensibilizăm pe cineva. Și cred că aveți astfel de experiențe. De dare și de primire unii. Ca și Pavel cu macedonenii. E foarte important. Adesea relațiile se păstrează sau se formează prin chestiuni mărunte, care de fapt dovedesc intimitate, apropiere. În primul rând, cum vă spuneam, în plan frățesc, dar aici putem să ne avântăm și în societate în a avea în vedere pe cei necăjiți. Să ne ajute Bunul Dumnezeu. Dragii mei, hai să recapitulăm, v-am spus destul de data aceasta, să ne putem face tema pentru acasă, să stăruim în dragostea frățească, să întărim părtășiile sub diferite forme, să fim conștienți de prezența Domnului, să ne încredem în El, să nu ne temem de viitor, de nevoi și să dorim și pe frați aproape, să le cunoaștem nevoile, să îi ajutăm dacă este necesar, împreună să lăudăm pe Domnul în acele prietenii de care vă spuneam că nu vor fi oprite când se va termina istoria acestui prim pământ. Ceea ce putem să transferăm și pe pământul cel nou în împărăția lui Dumnezeu. Ceea ce facem noi aici este un fel de pregătire pentru veșnicie, unde vom fi totdeauna cu Domnul, totdeauna cu frații, în laudă, într-o părtășie fără greșeală. Spune aici versetul 14 că și noi n-avem aici o cetate stătătoare. Unii sunteți plecați din țară, alții pe aici. Cum are fratele Titus împreună cu sora Luminița, care cântă și a căror cântări mi-au fost un balsam anul acesta, le-am dorit de mult, dar acum au fost postate pe internet, are o cântare care spune: călător suntem pe acest pământ, fără țintă și bătuți de vânt. Dacă n-ar fi ținta eternă, acum cu teama asta, ba cu COVID-19, ba cu un posibil vaccin după aceea care poate să fie dăunător, cu câte temeri pot să fie? Noi n-avem aici o cetate stătătoare, ci suntem în căutarea celei viitoare. Ea există, spune Scriptura în aceeași carte, Evrei 11, despre Avram, versetul 10, că cel aștepta cetatea care temelitarea, care meșezitor este Dumnezeu. Și ce frumoasă e cântarea aceea, cetate nouă, cetate nouă. Spune Scriptura aici că trebuie să vorbim deslușit despre asta, adică să conștientizăm și să-i conștientizăm și pe alții. E vorba de o patrie cerească, cine a pregătit-o Domnul, să putem ajunge cu toți acolo. Acum îi spunem Ierusalimul de sus. În Ezechiel este scris că numele cetății va fi Domnul este aici, adică va fi o părtășie al lui Emanuel. Cum scrie și în Apocalipsa 21, vom fi împreună, dar vor fi încă niște nume noi despre care cartea Apocalipsa ne anunță, dar nu ni le dezvăluie, că lui Dumnezeu îi plac tainele, numele Lui să fie binecuvântat. Oare v-am motivat să stăruiți în dragostea frățească? Cel puțin, până vi le-am spus, pe mine m-a motivat. Dar eu cred că Duhul Domnului ne poate motiva pe toți ca să ne pregătim pentru părtășia eternă ce ne așteaptă. Fie binecuvântat cel ce ne-a chemat la aceasta și cel ce ne-o pregătește. Amin.